în caz că nu mă cunoașteți, sunt Alicia și sunt din Spania. În videoul ăsta o să vă arăt cum să faceți un slime. Foarte, foarte fain și ușor de făcut. Doar o să avem nevoie de lipici și detergent. Mie îmi place foarte mult să mă joc cu el și e foarte fain. Dacă vă place videoul ăsta, nu uitați să dați like și să vă abonați aici jos. Și am alt canal, se numește Alicia's Vlog și e de challenges și vloguri. Nu uitați să intrați să vedeți. La urmă am și Instagram și Musical.ly și pe amândoi mă cheamă Alicia ca 2002. Și să începem cu videoul! Ca să-l facem o să avem nevoie de materiale foarte ușor de găsit. O să avem nevoie de un pahar cu un pic de apă, lipici transparent sau alb, școlar, un bol unde o să punem toate materialele, ceva de mestecat, sclipici, colorant alimentar sau, dacă vreți, puteți să folosiți vopsea școlară. Și, Vero, primul pas, trebuie să punem lipiciul în bol. O să-l pun pe tot. Acum, o să punem două picături de colorant. Eu am ales albastru. Și acum amestecăm. După ce am dizolvat culoarea, o să pun sclipici argintiu. Cum vedeți, e foarte drăguț. Acum să facem următorul pas. Dăm asta la o parte și luăm apa cu detergentul. Trebuie să punem 4 lingurițe de Dero apă. Eu trebuie să pun măsura asta, fiindcă am pus lipici întreg. Dacă puneți doar jumătate, puneți mai puțin Dero. Așa. Și acum trebuie să mestecăm până se dizolve. Acum avem aici Dero cu apă și lipiciu cu sclipici și colorant. Acum trebuie să luăm o linguriță de Dero cu apă și să punem la lipici. Și mestecăm lipicii. După ce am mestecat un pic, mai luăm o linguriță de Dero. Și punem la lipici. Mai punem o linguriță. Și așa o să facem într-una până vedem că se face mai solid. Cum vedeți deja? Să vede că s-a făcut mai solid.
Când vedeți că nu se lipește, puteți să luați cu mână. Vedeți? Al meu, cum vedeți, nu se lipește de mână, așa că o să-l iau și o să încep să mă joc așa cu el, ca să se facă mai bine, ca să piardă apă. Așa că să vă jucați cu el. Și cum vedeți, deja am terminat slime-ul nostru. Bine, al meu încă lasă un pic de apă pe mâini. Nu uitați că trebuie să-l puneți într-un borcan, fiindcă dacă nu se usucă și o să se facă foarte tare și la urmă nu mai o să fie tare. Dar chiar îmi place foarte mult. Aici se termină videoul de astăzi. Sper că v-a plăcut foarte mult și v-a ieșit. Nu uitați că dacă nu vă iese, să încercați cu alt detergent sau cu alt lipici, fiindcă mie mi s-a întâmplat și l-am schimbat și mi-a mers. Nu uitați să dați un like și să vă abonați aici jos. Dacă aveți vreo întrebare, nu uitați să scrieți aici jos în comentarii și eu să încerc să răspund. Și dacă vreți să fac alte tipuri de slime, să scrieți aici jos. She tells him.